3700 de kilometri de autostradă ar fi trebuit să avem acum dacă promisiunile politicienilor nu rămâneau vorbe în vânt din 2014 încoace. Atunci aveam 600 de kilometri de șosele de mare viteză, iar din vestul țării ajungeai mai repede la Viena decât la București. Astăzi România nu a izbutit nici măcar să rotunjească la 1000 lungimea autostrăzilor. Reporterii Observator au vrut să vadă unde ajungem mai repede din Cluj-Napoca, în capitala României sau a Ungariei. București, capitala României, zis și micul Paris. Sau Budapesta, capitala Ungariei, orașul celor 9 poduri. Două capitale care aparent nu au nimic în comun, dar au ceva la mijloc. Capitala Ardealului, Cluj-Napoca. Din cei 464 de kilometri care despart Cluj-Napoca de București, 310 sunt pe autostradă. Până la Budapesta avem un drum de 451 de kilometri, din care 294 pe autostradă. Aceeași oră de plecare, aceeași zi a săptămânii, aceeași mașină, aproximativ același drum. Să vedem care dintre cele două metropole e mai aproape. Suntem la ieșirea din Cluj-Napoca către Florești și vom porni către București. Aplicația de trafic îmi arată că nu ar trebui să fac mai mult de 5 ore și 40 de minute, dar vom vedea acest lucru pe parcurs. Să mergem! După doar 13 km am și urcat pe autostradă, mai exact la Gilău, și nu ar mai trebui să coborâm de pe ea până după Sibiu. Cred că sunt aproximativ 200 de km până acolo. Aici părăsim A3 și urcăm pe A10 până la Alba Iulia. E autostradă inaugurată de curând. Înainte de deschiderea A10, pe șoferii care veneau dinspre Cluj spre București, îi așteptau 10 de minute de stat pe loc prin centrul Aiudului. Acum avem cale liberă și limită de viteză 130 de km pe oră. Spațiile de servicii de pe autostradă sunt destul de rare și e bine să profiți atunci când găsești unul deschis. Pe acesta l-am găsit după peste 70 de kilometri, iar până la următorul avem de condus cel puțin încă pe atât. Măcar toaletele sunt curate, iar spațiul pare atent întreținut. După un live în Observatorul Matinal, la ora 7:22 de minute, ne reluăm drumul. Tot ce e frumos se termină repede și mă refer aici la condusul pe autostradă. 2 ore și jumătate am făcut de la Cluj până aici, lângă Sibiu, cu tot cu opriri. Nici nu am ajuns pe Valea Oltului și deja ne confruntăm cu realitatea din traficul de la noi din țară. Se lucrează pe sensul spre București, avem de stat la semafoare. Din loc în loc lipsesc bucăți întregi de șosea. Încă nu e 9 dimineața când întâlnim primul blocaj de pe Valea Oltului. Avem noroc, nu stăm noi, stau ei. Dar nu trece mult și norocul ne părăsește. De la viteza medie de 80 de km pe oră înainte de Tălmaciu, ajungem să circulăm cu 10 km pe oră în apropiere de Dedulești, din cauza unui accident. Între Râmnicu Vâlcea și Pitești circulăm cu viteză de mers în oraș, rare ori mai sus de treapta a treia. Drumul e neașteptat de liber. În sfârșit intrăm din nou pe autostradă după peste 2 ore și jumătate de mers pe Valea Oltului. Primul spațiu de servicii de pe autostrada A1. Pitești, București. Frumos. Încotro, stânga. Stânga, stânga, stânga. Suntem la intrarea în București, este ora 13:30, ceea ce înseamnă că am făcut până aici aproape 7 ore și jumătate. Vrem să ajungem la Casa Poporului, însă la cum arată traficul acum, ne va lua ceva timp să ajungem acolo. Iată, ne ajungi la destinație după 8 ore și 20 de minute de condus, cu mici pauze care însumate nu au depășit o oră. Mai bine de jumătate din traseu l-am făcut pe autostradă, dar am pierdut foarte mult timp pe drumul național 7 și după ce am intrat în București. Să vedem acum cum va fi către capitala Ungariei. Suntem la ieșire din Cluj-Napoca, aplicația de trafic ne arată că până la Budapesta avem de condus 5 ore și 50 de minute, aproape 6 ore, iar până acolo avem 460 de kilometri, așa că hai la drum! Un drum deloc liber și deloc ușor, având în vedere că până la Oradea, preț de 160 de kilometri, conducem pe DN1, aglomerat chiar și la prima oră. Intrăm în Oradea la 8:45 de minute. Centura orașului, construită în regim de autostradă, ne-ar fi fost de mare ajutor, dar ea duce spre Vama Borș, iar noi vrem să ieșim prin Borș 2.
După mai bine de 2 ore de condus pe cel mai periculos drum din vestul țării, am ajuns în sfârșit și la autostradă. Vorbim însă de o bucată mică, de 5 km, între Biharia și frontieră, dar și după ce vom trece în Ungaria, vom conduce tot pe un drum de mare viteză. Am câștigat timp venind pe aici, depinde cât stăm în vamă. E 10 și 10 după ora Ungariei. Am traversat vama în 5 minute, așa că ocolul prin Biharia s-a dovedit a fi o idee bună. Suntem la 280 de km de Budapesta. Îi vom parcurge în mai puțin de 3 ore, cu tot cu pauze. Dacă am drum spre București, am găsit doar 2 sau 3 locuri în care se putea merge la toaletă în mod civilizat, aici lucrurile arată exact așa cum trebuie să fie. Spațiile de servicii sunt mari, cu parcări atât pentru autoturisme, camioane sau autocare, toaletele sunt curate și se vede că totul este foarte bine întreținut. La 13 și 10, ora Budapestei, intrăm în metropolă. Autostrada urbană rezolvă elegant problemele de trafic de la intrarea în marele oraș. Deși suntem în Ungaria, aplicația de trafic a funcționat cu o precizie nemțească. De la intrarea în oraș și până aici am făcut exact 20 de minute. Aceasta este și destinația finală, pentru că iată-l, Parlamentul Ungariei. Din Cluj-Napoca și până aici, în centrul Budapestei, cu tot cu oprire, am făcut 7 ore și jumătate, cu o oră mai puțin față de drumul de București. Concluzia, diferența de durată dintre cele două drumuri e dată doar de felul în care se circulă în cele două capitale. Lucrurile ar fi stat altfel dacă și Bucureștiul ar fi beneficiat de o autostradă urbană care să ajungă în centrul metropolei.